New Day. Este ziua anuală a producătorului de vehicule electrice, care se desfășoară în mod obișnuit în decembrie, dar anul acesta, din cauza pandemiei, a fost mutată în ianuarie. Mai precis, pe 9 ianuarie, adică sâmbăta care urmează. Ziua NIO este un conclav al proprietarilor de vehicule NIO și al altor oaspeți, unde compania prezintă de obicei noi tehnologii și produse. Evenimentul urmează să aibă loc la Performing Arts Center, localizat în zona de dezvoltare industrială high-tech din orașul Chengdu. În funcție de ceea ce se va anunța la acest eveniment, luni e posibil să avem ori o creștere destul de importantă a prețului acțiunilor, sau poate un eveniment sell the news dacă ceea ce se anunță nu va fi pe placul investitorilor. Unul din cele mai importante anunțuri care vor fi făcute va fi referitor la faptul că NIO va lansa prima mașină sedan. Se știe că până acum NIO are doar SUV-uri și în general SUV-uri chiar de capacitate mare, iar în China acum cel mai bine se vând sedanurile de capacitate mijlocie spre mică, unde Tesla în momentul ăsta model 3 este în frunte. Lansarea deci acestui model îi va permite lui NIO să concureze direct cu Tesla și poate să își mărească destul de serios cota de piață. Asta luând în considerare și faptul că doar 3% dintre chinezi stau într-o locuință unde ar putea să-și încarce mașina în cursul seara când vin acasă. Restul, deci, stau la bloc, 97% stau la bloc și nu pot să încarce mașinile decât la stațiile de încărcare. Acest lucru ne duce la al doilea anunț important. NIO probabil va anunța o nouă baterie de 150 de kW care va permite mașinilor să aibă o autonomie de în jur de 900 de kilometri. Ceea ce va fi important, deci, pentru clienții chinezi care trebuie să meargă de mai puține ori la stațiile de încărcare și sunt mai puțin dependenți în situația asta de faptul că acasă nu pot să-și încarce mașina. Și doi, NIO mai are oricum un avantaj, și faptul că are ceea ce se cheamă baterie as a service, bateria ca serviciu, deci se poate cumpăra mașina fără să plătești prețul bateriei, undeva la 10.000 de dolari, și bateria poate fi închiriată și se plătește o chirie lunară în jur de 180 de dolari pe lună, iar cei care cumpără în acest fel mașina pot să meargă la stații de schimbare a bateriei. Deci când bateria aproape rămâne fără curent, în 3 minute într-o stație de schimbare a bateriei se înlocuiește bateria existentă pe mașină cu alta nouă și încărcată full. Asta permite inclusiv clienților care, să spunem, au cumpărat mașina cu o baterie de 75 kW sau 100, să beneficieze de o baterie de 150 kW odată ce asta apare sau chiar mai mult și să-și mărească autonomia mașinii fără să trebuiască să-și schimbe mașina. Spre deosebire de Tesla, de exemplu, unde dacă ai luat-o cu o mașină cu baterie de 75 kW, cu aia mori în brațe. Deci nu se poate schimba decât cu bateria, s-ar putea schimba doar cu costuri foarte mari, adică să plătești o baterie nouă complet. Și acest lucru totuși aduce un mare avantaj, cel puțin pe piața chinezească, companiei NIO față de Tesla.
La acest eveniment, NIO va dezvălui și noua sa platformă de conducere autonomă, denumită NT2.0. Platforma se va lăuda cu senzor LiDAR și va include software dezvoltat intern de NIO. Analistul Edison Yu de la Deutsche Bank spune că introducerea sa confirmă credința sa anterioară că compania a căutat să se îndepărteze de Mobileye. Compania mai spune și că platforma va permite autonomie de nivel 4 la începutul lui 2022 și va veni și cu conectivitate 5D, G și V2X. Deci, sumarizând, cele trei mari anunțuri care probabil vor fi făcute de NIO vor fi introducerea unui nou sedan, paranteză fiind aici unii spun că s-ar putea să anunțe chiar două noi sedanuri, o nouă baterie de 150 de kW și introducerea de stații de schimbare a bateriilor mai rapide decât cele actuale. Cele actuale schimbă bateria în 3 minute și cele noi ar putea o să o schimbe cam în 2 minute. Și 3, noua platformă de conducere autonomă, care probabil până în 2022 va permite conducerea autonomie de nivel 4. În afară de aceasta, există și posibilitatea ca NIO să facă un anunț surprinzător de care nimeni n-a știut înainte și care poate să dea peste cap tot ceea ce se așteaptă piața și să facă să provoace o creștere serioasă a prețului acțiunilor. În caz că va fi ceva cu totul, pe lângă faptul că neașteptat, să fie și ceva care să surprindă multă lume în bine.